Polițiștii din cadrul Poliției orașului Siret au fost sesizați cu privire la producerea unui grav accident de circulație pe DN2 E85 în afara localității Grăincești. Din primele verificări efectuate de polițiști s-a constatat faptul că cele două autovehicule implicate au intrat în coliziune frontală. Un autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 28 de ani a pătruns din primele verificări pe contrasens, rezultând decesul atât al șoferului de 28 de ani, cât și a unui pasager minor în vârstă de 3 ani. De asemenea, din mașina condusă de acesta au mai suferit leziuni grave alți doi minori în vârstă de 48 ani care au fost transportați la unități medicale. În celălalt vehicul implicat în evenimentul rutier, din celălalt vehicul au rezultat decesul tuturor celor 3 persoane care se aflau, atât a unui tânăr de 18 ani care se pare că se afla la volanul vehiculului, cât și a unui bărbat în vârstă de 76 de ani și a unui alt tânăr în vârstă de 18 ani. În cauză s-a întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând a se stabili cu exactitate toate circunstanțele producerii evenimentului rutier. Celor care au condus vehiculele respective, la necropsiile vor fi recoltate și probe biologice de sânge pentru a se stabili alcoolemiile. De asemenea, vor fi efectuate expertize tehnice auto pentru a se stabili cu exactitate dinamica în producerii evenimentului rutier.